Joi 14 martie, începând cu ora 9, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Giurgiu, organizează atât în municipiul Reședință de Județ, cât și în Bolintin Vale, bursa generală a locurilor de muncă. La Giurgiu, evenimentul va avea loc la restaurantul Miorița, în timp ce în orașul Bolintin Vale, sediul bibliotecii din localitate va fi locul de desfășurare al bursei de muncă. Persoanele interesate să participe la această acțiune cu scopul de a-și găsi un loc de muncă au astfel posibilitatea de a lua contact cu ceea ce se întâmplă pe piața muncii, să vadă ce meserii se caută, să-și reamintească cum se completează un CV și o scrisoare de intenție necesare angajării. Prezența angajatorilor în număr cât mai mare este și ea de dorit la evenimentul din 14 aprilie. Bursa Generală a Locurilor de Muncă din acest an face parte din seria de evenimente adresate în special angajatorilor și organizate de Rețeaua Serviciilor Publice de Ocupare din Uniunea Europeană, în perioada 4-15 aprilie 2016, sub egida European Employer Safe. Obiectivele acestei inițiative sunt de a realiza un contact cu un număr cât mai mare de angajatori, de a întreține un dialog între serviciile publice de ocupare și de a crește gradul de conștientizare a problemelor legate de ocuparea forței de muncă. Angajatorii pot depune oferte privind locurile de muncă vacante la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din municipiul Giurgiu, iar pentru localitățile arondate punctului de lucru Bolintin Vale, la sediul din localitatea Bolintin Vale, strada Republicii. Bursa locurilor de muncă reprezintă o oportunitate pentru cei interesați de a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă conform pregătirilor profesionale sau să se reorganizeze profesional spre ocupații cu posibilități mai mari de angajare pe termen mediu și lung.